Încă de la primele ore ale dimineții, pe la mormântul Mădălinei Manole din cimitirul Bolovani, au ajuns fanii artistei, simpli trecători, dar și dintre cei apropiați. Au adus cu ei flori, lumânări, dar și mici cadouri simbolice, în memoria celei care până acum 5 ani îi fredonau melodiile în timp ce ea le interpreta pe scenă. O apariție inedită la mormântul fetei cu părul de foc a fost a uneia dintre fanele artistei, care îi seamănă izbitor. Era o zi în care în fiecare an îi spuneam la mulți ani și uram toate cele bune, era o zi în care eram alături de ea. Era o zi în care pur și simplu zâmbeam și râdeam, iar acum cu lacrimi în ochi nu pot decât pentru ea să zâmbesc în continuare. Monica a venit la ploiești și cu o poezie închinată artistei. Cu lacrimi în ochi, a reușit să citească și câteva versuri. Astăzi, 14 iulie 2015, voi face același gest cu durere în suflet și lacrimi în ochi, dar nu. În același timp încerc scuzea emoții. Cu bucurie și mândrie îți spun din nou la mulți ani, mădița mea. La cimitirul din Ploiești a ajuns și femeia al cărei copil ar fi trebuit să fie creștinat chiar de Mădălina, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat, iar tatăl spiritual al bebelușului a devenit la acea vreme fostul soț al artistei, Petru Mircea. În ciuda scandalurilor din presă, femeia povestește că nașul copilului ei păstrează amintirea artistei vie. I-a păstrat memoria din, prima zi, din primele clipe în care ea s-a stins și până în prezent. Are un altar făcut în casă, cu pozele ei, candele aprinse, Așa cum știți cu toții de altfel, nu trebuie să vă confirm eu acest lucru, că știți și voi la fel de bine ca și mine. Deși de ziua ei ar fi trebuit să iureze la mulți ani, mama Mădălinei Manole a ajuns marți la cimitir, cu ochii în lacrimi. Chiar dacă au trecut 5 ani de când fata ei o privește din ceruri, nu se poate împăca cu acest gând. Cam am visat-o exact la ora 5 când i-am dat, când am născut, când i-am dat viață. Se împlinesc 48 de la nașterea ei și 5 ani de la neființă. Deși nu o mai poate strânge în brațe, mama Mădălinei se consolează cu momentele în care artista îi apare în vis. Era într-o rochie cu alb și negru, așa foarte măse, și cu un păr așa foarte, Asta cum exact pe album, și eram în, a venit în dormitor la mine și acum un, uh, acum 5 ani când s-a întâmplat, eu îi făceam prăjitura preferată cu vișine ei, tarta de vișine. Și exact aceeași prăjitură am făcut-o ieri ca să servesc și exact mi-a cerea. Și eu veneam cu tava să o servesc în dormitor și pe urmă pleca, zice, ai de mami că mă duc la un eveniment. Tocmai de aceea a vrut să ducă la capăt scenariul în care a vorbit cu Mădălina în somn, iar ca o ironie a sorții s-a întâmplat chiar la ora la care fica sa venea pe lume, acum 48 de ani. V-am păi adus prăjitura ei preferată care o făceam în ziua respectivă când am murit și afară de tortul care îl ducea. Mi-a spus că lați că visat-o pe fată. Am visat-o, da, când lumea și foarte frumoasă și de Ea mi-a dat putere în de dimineață să vin în fața dumneavoastră. Mădălina Manole a plecat la ceruri pe 14 iulie 2010, când și-ar fi luat viața după ce s-a otrăvit cu furadan. A lăsat un mesaj în care scria că lumea o iubește și că regretă gestul pe care îl face. De atunci, fostul ei soț, Petru Mircea și familia artistei au pornit un război total. Acesta nu-și lasă fiul să-i viziteze pe bunicii din partea mamei în timp ce familia Manole acuză că fica lor a fost ucisă.